Din păcate, sunt creșteri mari de prețuri la acele servicii și bunuri esențiale cetățeanului, medicamente, îngrijiri medicale sau detergenți și igienă personală. Aici de acele lucruri nu poți să te dezici, sunt absolut necesare, atunci cheltui mai mult, spre deosebire față de iubitorii de bere sau de vin care pot să mai renunțe la aceste consumuri. Dar celelalte sunt absolut indispensabile, prin urmare cetățenii vor face eforturi mari ca să acopere aceste creșteri de prețuri. În principiu sunt două situații clasice, fie strângem cureaua, cum se spune, reducem alte cheltuieli, fie vor trebui să ceară salarii mai mari, ceea ce va pune un pressing suplimentar pe angajatorii dumnealor, iar dacă sunt firme private deja se simte destul de puternic în economie criza economică, mai ales că venim după 3-4 ani de alte crize, pandemică, război Ucraina, criza energiei, creștere de prețuri materii prime, deci vor fi puternice pressing-uri pe angajatori, care la rândul dumnealor vor majora prețurile, că trebuie să-și acopere în continuare până la urmă bunurile. Deci suntem într-un cerc vicios al inflației. Sau a doua situație, poate în funcție de sănătatea fiecăruia, de timpul liber, poate să își mai găsească un al doilea job, cetățeanul să mai aibă o a doua sursă de venit.